Sunt sigur că cu toții ați văzut cartoane în fața radiatoarelor, la taximetriști, mașini mai vechi, la dube și chiar și la unele mașini mai noi. Întrebarea este, e greșit sau nu să punem cartoane în fața radiatoarelor? Ritter.ro și-a făcut un canal de YouTube unde își împărtășește toate cunoștințele, experiențele lui ca broker. E un broker excelent, e în piață de 10 ani de zile și se pare că este printre singurii, dacă nu chiar singurul, care îți oferă informații de calitate, consultanță gratuită despre asigurări. Nu uita să te abonezi la canalul lui, las linkul în descriere și în primul comentariu cu pin. La mașinile vechi care aveau carburator, era destul de periculos, nasol pentru motor, să-ți vină un flux foarte rece de aer la minus 15 grade, care să îți bată fix aproape de carburator. Îți dai seama că nu era ok. La mașinile moderne, însă, nu mai e atât de periculos, atât de dramatic faptul că nu pui cartoane. Dar în continuare vedem taximetriști, în mod special, care umblă la mașini și la Logan vezi multe cartoane puse în fața radiatorului. Și aș vrea să explic un pic fenomenul și dacă e bine sau nu. În primul rând, nu are rost să spui un astfel de carton dacă nu sunt temperaturi sub minus, eu știu, 7, 8, 10 grade. Aș putea spune chiar minus 15 grade. Și asta dacă mergi fie pe distanțe foarte scurte, cum fac taximetriștii, pornesc mașina, merg 2-3 km, iar opresc motorul, iar pornesc, iar merg puțin, pentru că ei stau în mașină, se răcește destul de repede și ca să aibă și timp să încălzească habitaclul, vor porni căldura aproape la maxim, ca să nu pornească motorul de prea multe ori, pentru că pentru ei implică niște costuri. Toată ziua stau în mașină, îți dai seama că nu o să stea numai cu geaca pe ei. Dar la mașinile obișnuite, la un șofer obișnuit, nu e nevoie să-ți pui un carton în fața radiatorului dacă circuli cu viteze sub 80 de km pe oră și temperatura este mai mică de, da, dacă e mai mică de 15 grade, să zicem că ar fi benefic. Altfel nu. Iar ce vreau să spun și e foarte important să înțelegem principiul, sistemul de răcire are două circuite. Avem pe cel mic și l-avem pe cel mare. Am un clip dedicat sistemului de răcire dacă vrei să afli cum funcționează în detaliu. Ideea este că atunci când pornești motorul și este rece afară, de fapt, orice temperatură ar fi, tu când pornești motorul, antigelul va fi antrenat de pompa de apă prin motor, prin orificiile sale peste tot, dar va fi doar pe circuitul mic. Adică nu va trece și prin radiator pentru a fi răcit. În momentul în care se atinge temperatura gândită de ingineri, gândită de termostat, să zic așa, setată de termostat de 87, 92, eu știu, 85, 92, depinde de la mașină la mașină, dar cam asta e media, atunci va deschide termostatul. Când deschide termostatul, se face un switch către circuitul mare. Asta înseamnă că apa va trece, apa, mă rog, antigelul va trece și prin radiator pentru a se răci. Acum, care e problema iarna? Fiind foarte frig, fluxul acela de aer la minus 15, minus 20 de grade va fi mult prea puternic, mult prea violent, să spunem în ghilimele, pentru antigelul nostru care va avea undeva la 90 de 95-98 de grade când va dori să se răcească, iar fluxul acela foarte rece de aer o să-i scadă dramatic temperatura. Asta e problema cu iarna, de asta punem cartoane, să nu fie răcirea aia dramatică, mai ales dacă te deplasezi pe autostradă. Asta ar însemna că la un motor obișnuit tu nu o să depășești niciodată 65-70 de grade Celsius. Și atunci vin la mașinile mai antice, vii cu cartonul în fața radiatorului. Dar
Sunt autoturisme noi care, nu știu să zic care sunt toate aceste autoturisme, am căutat unul ca să vă exemplific, sunt mașini cu grile active sau cu un obturator de plastic automat. Spre exemplu la Ford Focus, am găsit asta pe internet. Când mașina simte că are diversi parametri, că e prea frig, că mergi prea puternic, când simte că poate optimiza fluxul de aer, respectiv să îmbunătățească eficiența autoturismului, acea grilă se va închide sau se va deschide automat, implicit și iarna, pe postul cartonului. Ideea este că dacă uiți cartonul ăla acolo, sunt oameni care îl pun deasupra, adică pe bară, și sunt oameni care îl pun înăuntru, ridică capota și îl pun chiar acolo, în față. Ei bine, ar fi nasol, dacă îți pui cartoane, să-l uiți acolo și când vine primăvara, dacă mergi bară la bară, s-ar putea să se supraîngrădească motorul, pentru că tu îl cam sufoci cu acele cartoane. Deci nu zic că este greșit să pui cartoane la temperaturi extreme, te ajută să te încălzești și să ai un consum mai bun și să nu uzezi prematur motorul, pentru că motorul are o eficiență maximă și un randament maxim pe la aproximativ 90-95 de grade Celsius, iar el dacă merge constant la 60-65-70, automat va avea parte de uzură prematură, uleiul nu circulă, nu este suficient de subțire cât să ungă perfect, consumul este mai mare, se acumulează depuneri pentru că nu este ars corespunzător carburantul și așa mai departe, nu e ok. Și atunci poți să ajuți cu un carton, dar, repet, mare atenție unde mergi, cât mergi, ce temperatură este, să nu uiți acolo. Iar dacă ai o mașină nouă, nu te apuca să-i pui cartoane pentru că de obicei mașinile noi vin cu niște obturatoare automate, cu niște grile active. Și cam asta este despre cartoanele în fața radiatorului. Sunt amuzante, dar adevărul este că ajută. De cele mai multe ori ajută, dacă e foarte frig afară. Aștept părerile voastre în rubrica de comentarii. Vă mulțumesc și ne vedem în următorul episod.